Deschideți cu mine împreună la Evanghelia după Matei și vreau să citim 10 versete de la ultimul capitol, de la sfârșitul, epist de la sfârșitul Evangheliei lui Matei. Citim despre dimineața învierii. De la versetul 1 vom citi până la versetul 10 în această dimineață. Matthew 28, 1-10. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua din a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfețișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici! A înviat! După cum zisese, veriți veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el mergea înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Cuvântul Domnului. Amin. Luați Am mare bucurie în dimineața aceasta <laughs> pentru că sărbătorim din nou învierea. Noi ca și creștini ne întâlnim duminica la închinare pentru că este ziua a săptămânii, pentru că este ziua în care ne amintim, de fapt trăim prin forța învierii, prin puterea învierii, în magnitudinea, Învierii. De aceea, întreaga noastră, um, întreaga noastră viață de credință, noi o sărbătorim um, începând de duminică și apoi în fiecare zi a săptămânii. Dar marcăm începutul săptămânii, pentru că suntem oamenii ai invierii. Hristos a înviat! Slavă Lui! Slavă Lui! Azi dimineață am prins zorii zilei și așa după cum am obiceiul, mai ales în ziua de duminică, văd stelele, iar apoi începe să intre lumina, lumina soarelui. E, e un nou început și e un mare nou început în învierea lui Hristos. Această dimineață vreau să vorbesc despre magnitudinea învierii și cum poți să prinzi magnitudinea învierii într-un mesaj de 30-40 de minute. Nu este numai pentru 30-40 de minute, este pentru toată viața și este pentru toată eternitatea slavă Lui. Și este pentru fiecare, este pentru fiecare care își pune încrederea în El magnitudinea învierii. Doamne ajută-mă în dimineața asta! Pasajul pe care l-am citit ne dă în dimineața aceasta cel puțin trei lucruri pe care le vedem în magnitudinea învierii. În trei lucruri, la trei lucruri vreau să vă atrag atenția. Însă înainte să intru în aceste trei lucruri care reiesc din mesaj, din, din acest pasaj, Vreau să-mi iau timp să mergem prin mai multe scripturi ca să se solidifice bine magnitudinea învierii în inimile și în mințile noastre. Vedeți adesea oamenii când vorbesc despre înviare, pentru că este un miracol extraordinar. Vor să audă dovezile învierii și sunt, sunt. Le găsim chiar aici pe paginile scripturii. Le găsim în viețile oamenilor. Este un eveniment istoric, atestat. Felul în care este spusă istoria, felul în care este împăturat ștergarul care era pe fața lui. Ceea ce fac și romanii, și liderii din Israel, ca să acopere realitatea asta în verii. Apoi ceea ce se întâmplă în viețile lor sunt dovezi după dovezi. Însă, în această dimineață, pentru câteva clipe, aș vrea să trecem prin ceea ce învierea în sine dovedește pentru noi. Dovezile învierii sunt importante, dar tot atât de important, dacă nu și mai important, este ceea ce învierea în sine dovedește pentru noi, pentru cei care cred. De aceea, Deschideți împreună cu mine and, and follow along please um, put the scriptures that I'm going to call out uh, Ioan capitolul 10 versetul 17 și 18 Ascultați aici cel care vorbește înainte să meargă la cruce Cel pe care toți cei ce au fost în jurul lui l-au văzut în carne și oase Iată ce anunță el Tatăl mă iubește. That is John chapter 10, verse 17 and 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Domnul Isus vorbește, îl văd, îl aud în carne și oase, nu înțeleg, dar Domnul învie, cel care merge să moară, îl văd cum moare în carne și oase, și acum același este viu. Aceasta, învierea Domnului Isus Hristos, ne dovedește divinitatea Domnului Isus Hristos. El este om și Dumnezeu, slavă Lui. He is the god man and he is alive blessed be his name it proves his divinity învierea dovedește divinitatea Domnului Isus Hristos care anunță spune voi face lucrul acesta și face lucrul acesta în ascultare față de Tatăl său spune este porunca lui este porunca lui ca eu să mă dau și eu îmi dau viața și aici Domnul Isus Hristos depinde de puterea lui Dumnezeu de validarea lui Dumnezeu Tatăl că jerfa care a adus-o este suficientă și este acceptată. De aceea, pe cruce put a putut spune, s-a isprăvit, s-a sfârșit. Ceea ce am adus, ceea ce am suferit, acoperă orice păcat care este adus la mine în credință. You hear that? orice păcat care tu l-ai comis, Hristos are putere să-l ierte. Iar învierea Lui ne dovedește că El este persoana divină care a spus că este singurul care s-a întors la viață prin puterea Lui Dumnezeu. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși și știm că lucrul acesta El îl face într-un mod pasiv. De fapt este puterea Duhului Sfânt în El care îl ridică la viață. Și cum a fost? mormântul rece și așa cum azi dimineață este o clipă acolo în care din întuneric pătrunde lumina în întuneric și este o dimineață nouă. E dimineața vieții eterne. Întunericul a fost biruit. Moartea a fost biruită de Domnul vieții, slavă Lui. Este persoana divină omul Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru care ne-l dovedește învierea Domnului Iisus, pe lângă faptul că El este Dumnezeu, ne dovedește permanența Scripturilor. Putem avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. El împlinește Scripturile prin învierea Lui. Dovedește adevărul scripturilor. It proves the truth of the scriptures. There is no other book like this one. On your shelves, on your devices, in the minds and the wisdom of the people of the age or age that have passed. Nu este altă carte cum este cartea aceasta, cartea cuvintelor vieții, cuvântului lui Dumnezeu. Și în această carte ni se înregistrează în psalmul 16, te rog să pui psalmul 16, un psalm mesianic, în care Duhul sfânt, prin experiența lui David, vorbește de fapt despre experiența Domnului, Domnului meu. Psalmul 16, citim de la versetul um, 8, dar este psalm 16, verset 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. În mâinile Lui și încredințează Duhul. Sufletul meu Odihnește în liniște. De ce? Care a fost încrederea Domnului Isus pe cruce când și-a dat Duhul? Psalmul 16, versetul 10: Căci nu vei lăsa, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca iubitul tău să vadă putrezirea. Slavă lui! A avut încredere că Dumnezeu, Tatăl, prin puterea Duhului, îl va duce la viață. Și el a făcut-o. Și se verifică puterea scripturii, cuvintele scripturii. Psalmul 110 cu versetul 1, te rog să-l pui și pe acesta. Domnul a zis, Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Este victoria în vierii. Cel care se așează este cel ce înviază, slavă lui! Este cel viu. Pe cruce arată ca și când el a fost înfrânt, prin ochii necredinței. Să prin ochii credinței înțelegem că el, de fapt, are victoria acolo, pentru că satisface mânia Sfântă lui Dumnezeu și în aceasta să poate să ofere iertare tuturor păcătoșilor care vin la el. Și astfel strânge un popor de închinători care sunt ai lui. Și când înviază, el merge direct și se pregătește să șadă la dreapta lui Dumnezeu. El are, după cum ne spune de fapt în încheierea acestui capitol, toată autoritatea în cer și pe pământ. Cuvintele acestea, de fapt, au fost anticipate, au fost puse de cuvântul lui Dumnezeu prin profeți, într-un mod profetic, dar când oamenii au umblat cu el au fost momentele acestea în care n-au mai văzut puterea, au văzut puterea, au văzut minunile, au primit cuvintele lui, dar întunericul și deznădejdea și vălul care a fost peste ei i-a împiedicat să vadă de fapt cea mai mare victorie a lui Dumnezeu prin cruce. Și așa cum deja fratele ne a citit frații lui frații lui care au avut cuvintele lui. N-au avut încredere în cuvintele Scripturii, cuvintele lui și n-au fost acolo, l-au abandonat. L-au abandonat. Permanența scripturilor este dovedită de învierea Domnului Isus. Dacă Domnul n-ar fi ieșit din mormânt, dacă el n-ar fi ieșit din mormânt, scripturile acestea nu s-ar fi împlinit nu s-ar fi putut împlini. Pentru că el se poate să șade, trebuia să iasă din mormânt. Slavă lui! Și a ieșit. Desigur, dovedește atât de mult pentru noi în lui. Dovedește promisiunea învierii pentru noi. Nu? Te rog să pui întâi în capitolul 4. Nu voi, în versetul 13, vom citi de acolo. Ascultați, ascultați, mai ales cei care poate de curând ați pierdut pe cineva drag, l-ați pierdut. Există despărțirea asta temporară aici, pe pământ, dar pentru cei care mor în credință în Hristos, există speranța asta în vierii. Și e dovedită de învierea Domnului Isus. Nu voi, în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au. A dormit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde, care n-au speranță. Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Slavă Lui! Zilele acestea mi-am amintit mai adesea de mama. Mama e cu Domnul. Aștept, aștept învierea. Ea avea, cânta una dintre cântările fratelui Moldoveanu și dimineața aceasta când a început să răsară soarele și apoi cerul a fost umplut de lumină și vedem aici Domnul de așa ne-a binecuvântat pe noi să ne putem bucura de câte un cer din ăsta așa albastru, frumos, senin. Erau, și mi-am adus aminte de cântarea ei și de fapt cântarea fratelui moldovian care din cele mai grele circunstanțe are speranță, pentru că știe că ceea ce este pus în noi, ceea ce este pus în tine, ce a fost pus în el, e legat de o dimineață eternă, slavă lui. Senin, cer senin, de lumină ești plin. Iasa mea vin, Cerenin, cer senin, cer Și el a venit, în dimineața aceasta a venit și a venit să stea. Aduce viață eternă în noi. Este promisiunea învierii. Iar pentru cei care poate chiar în săptămâna aceasta experimentați tristețe, nu suntem fără nădejde. Nu suntem fără nădejde. Pentru că există promisiunea învierii și e dovedită de învierea lui Hristos. De asemenea, învierea lui dovedește perfecțiunea preoției lui. El este preotul de care avem nevoie. De care avem nevoie în fiecare zi. Ascultați Evrei, capitolul 7. Uh, please put up Hebrews, chapter 7. We're going to start reading in verse um, uh, 24. Dar el, fiindcă rămâne în viac, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip de desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Nu știu cum a fost săptămâna asta pentru tine, dar știu că dacă ești creștin, experimentezi greutate, împotrivire, încă luptă cu păcatul și să știi că ai un mijlocitor, un mare preot care mijlocește pururea pentru tine. Oh, dovedește prezența Lui în viața noastră. Te bucurat de mijlocirea Lui săptămâna aceasta? Te poți bucura de mijlocirea Lui chiar astăzi, oriunde te-ai afla? Pentru că e viu, preotul nostru este viu. Nu este unul care moare și trebuie să treacă la altul și nu știi dacă cel care urmează va fi mai bun sau mai rău. Nu, acesta e desăvârșit, slavă lui! Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerfe în fiecare zi. Înainte pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna slavă lui. S-a isprăvit. În trei ore a rezolvat Toată problema păcatului nostru care ne desparte de Dumnezeu. Cum nu merită El toată ascultarea noastră? Cum nu merită El să ne închinăm înaintea Lui? Cum nu merită El toată atenția noastră? Deci, probabil că asta este unul dintre cele mai mari probleme care le avem ca și creștini în acest secol 21. E că atât de multe lucruri ne fură atenția. Când noi avem un mare preot care pururea mijlocește pentru noi. Cum a făcut lucrul acesta odată pentru totdeauna, când s-a adus jerfă pe sine însuși. Slavă lui! Thank you, Lord! Vedeți că Domnul a dat, s-a dat pe deplin nouă. S-a dat pe deplin nouă. Și aceasta dovedește că pentru creștin, învierea lui dovedește că orice creștin are și primește putere să trăiască viața de creștin. Ascultați cuvântul Domnului din Roman, capitolul 6. dar is Romans chapter 6, verse 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos am înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El prin moartea asemănătoare cu, lui, cu, cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Slavă Lui! Este putere de a trăi viața de creștin. În afară de învierea Domnului Isus, de o relație personală cu un mântuitor viu, cu un Isus Hristos viu, cu un Mesia care este viu, nu este putere. E imposibilă viața de creștin. Putem umbla o vreme, putem să facem anumite um, ritualuri religioase, putem să facem anumite um, fapte chiar religioase. Dar în final, dacă nu l-am cunoscut și el nu ne-a cunoscut pe noi, toate acestea vor fi măturate dinaintea lui Dumnezeu. Și adevărul este, este mai ales din, în punctul din istorie în care noi suntem. Și privind la ceea ce urmează, la marea înșelăciune care urmează să vină, deja se pregătește pentru mințile și viețile oamenilor de pe Pământ. Dacă nu este o cunoaștere reală a lui Hristos, personală, vei fi luat de val. Nu vei sta lângă Hristos. Te vei lepăda de El. Te vei lepăda de El. Dar, dacă ajungi să-L cunoști pe Hristos, ceea ce El își dorește, de aceea e viu, El trimite acum și de atunci tot trimite trimite oameni să spună altor oameni că Isus Hristos e viu și a venit să mântuiască slavă Lui. Este putere de viață prin El. Și El vrea să dea puterea aceasta tuturor celor care își pun încrederea în El. Acum haideți să ne întoarcem în pasajul care l-am citit pentru încă 10 minute. Și ne uităm să vedem aceste trei um, lucruri care ne arată magnitudinea învierii, în care se vede magnitudinea învierii și care sunt prezente pentru noi și astăzi. Would you put Magnitudinea învierii. O vedem primul rând în miracolele lui. Sunt lucruri minunate care se întâmplă aici. S-a făcut un mare cutremur de pământ. Observați când Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în puterea Lui folosește cu tremurări și scutură. Scutură lucruri. Prin prezența Lui, El vine să scuture lucruri. Să producă cu tremure în viețile noastre. Ca să înțelegem adesea că ceea ce noi, pe ceea ce noi ne bazăm viața nu ține. Dacă nu e zidită în El. Desigur, Dumnezeu folosește cu într-un mod strategic și și simbolic. Același lucru l-a făcut când a fost pe cruce, când Domnul a sfârșit împătimirea lui și a ispășit pentru păcatele noastre, a fost un cutremur mare de pământ și în timpul acesta s-a rupt perdeaua din lăuntrul templului. Când Dumnezeu scutură lucrurile în viața noastră și produce cutremurile acestea, întotdeauna dorința lui, chiar și atunci când manifestă judecată prin aceasta, întotdeauna dorința lui este să atragă oamenii în relație și în părtășie cu el. Este o perdea care a fost ruptă acum prin Hristos. În Hristos, perdeaua aceasta de despărțire a fost dată la o parte. Și este o invitație să intri în părtășie. Știți că în vechime, în vechime, mari, mari, marile preoți care intra acolo, nu mai o dată pe an, în Sfânta Prezența lui Dumnezeu, nu mai o dată pe an și doar cu sânge, în primul rând pentru o jerfă pentru el și apoi jerfa pentru păcatele poporului. Nu, nu intra acolo să aibă părtășire, era, intra acolo doar să facă ispășire și trebuia să iese repede. Domnul Iisus Hristos a dat acum pe de la o parte ca să putem avea părtășie. Părtășie! Și din nou, adesea, atenția noastră e luată de lucruri trecătoare. Când cel care rămâne ne cheamă în părtășie cu el și a făcut tot ceea ce e necesar ca să creeze acces pentru noi. Iată că din nou are loc un cu tremur aici și de data aceasta, cu tremurul acesta, din nou, simbolic și strategic. Simbolic arată lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, scuturarea lui Dumnezeu care vine în viețile noastre. Da? Și strategic, tot ca să creeze o cale de acces. Tot ca să creeze o cale de acces. În acest cu tremur în care un înger al Domnului se coboară din cer, ce se întâmplă cu piatra de pe mormânt? A fost prăvălită. De ce? Ca să creeze acces. Acces. Pentru cine? Pentru noi. Piatra n-a fost dată la o parte ca să iasă Domnul Iisus din mormânt. Domnul Iisus n-avea nevoie de o piatră care să fie dată la o parte ca el să poată să iasă. A ieșit prin legătmintele care erau în jurul lui. În acel trup nou care îl are, trupul de slavă, slavă lui. După care și trupurile ce le vom primi noi sunt modelate. De deci ce a fost dată piatra la o parte? Ca să putem noi intra acolo să vedem că nu mai este acolo. Ca să poată să intra ucenicii, intrați și vedeți. Ca să poate fi atestat că el este viu, mormântul lui e gol, slavă lui. Prin cutremur, Dumnezeu creează o cale de acces crează o cale de acces pentru noi. Ne arată, sunt miracolele Lui și trimite acest înger din cer. Observați efectul care îl are asupra străjerilor. Ce se întâmplă cu ei? Străjerii au tremurat de frica Lui și au rămas ca niște morți. Puteți să vă imaginați cum erau acești străgeri? Că arătau ca mine. Că e probabil că arătau cumva ca și fratele Vasile. Străjeri! Romani! reprezentând puterea romană, cu piatra, cu sigiliu roman, cu toată autoritatea și impresi impresionabilitatea acestui mare imperiu. Când cu tremură Dumnezeu lucrurile, cum rămân acești ca morți? Ca morți. Prinște frică. Și cu cine are îngerul cu cine vrea să stea de vorbă, Îngerul? Îngerul vrea să stea de vorbă cu femeile care au venit la mormânt. Probabil că în studiul cuvântului și în predici, care probabil că le-ați mai auzit în trecut, s-a subliniat faptul că sunt femeile care sunt aici. S-a observat asta, nu? Femeile au rămas în urmă la cruce și femeile sunt primele aici. Unde sunt bărbații Domnului? Dar ascunși, nu? Mare parte l-au abandonat. Probabil că Ioan a fost singurul care a mai rămas. Iar femeile sunt cele care rămân, cele mai la urmă. Deși cu confuzie în inimă, după cum am văzut vineri seara, Domnul le răsplătește că ele sunt cele care îl caută dimineața. Și avem de învățat de la aceste femei. Și avem de învățat și de la inima Domnului Isus. Și bărbații, și femeile contează în împărăția lui. Nu este deosebire. Al doilea lucru ne arată miracolele lui. De la versetul 5 la versetul 8, vedem, can you take it to the next one, please? Vedem că el ne prinde în mișcarea lui. Okay? Observați ce se întâmplă aici. Îngerul vorbește cu femeile. Îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese veniți, devedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui ca în via dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Versetul 8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. A Ați observat că am accentuat verbele din pasajul acesta. E atât de multă mișcare aici. E ca și când, de fapt, asta s-a întâmplat. Prin forța învierii lui, el pune lucruri în mișcare. Își pune poporul în mișcare. El este în mișcare. Nimic din ceea ce a spus că a venit să facă n-a căzut la pământ. Din potriva, acum este accelerat, este împuternicit de puterea învierii. Și în asta mergem noi. Iată, 2000 și de ani mai târziu, și noi suntem prinși în mișcarea lui. E multă viață aici. Soldații, cu toată forța Imperiului Roman, sunt la pământ. Ca morți. Și femeile astea, care erau desconsiderate, ele primesc energie, sunt prinse de momentumul învierii. Au plecat repede. Observați cum este energia aici, este viață. Realitatea este că păcatul când vine peste noi este ca o, o moarte. Putem să arătăm bine pe din afară. Putem să purtăm simbolurile lumii în care trăim și să fim ca morți. Ce ne dă viață? Cine ne aduce la viață? Este Domnul înviat Isus. Și nu contează dacă ești jos în societatea în care trăiești. Cel care dă viață te ridică. Iată că primii mesageri sunt ele. Ele sunt. Aceste femei pe care Dumnezeu acum le trimite, Hristos le trimite, să spună ce? Și bărbaților, e timpul să ieșiți. E timpul să ieșiți. Avem. Mă întâlni, ne întâlnim în Galileea. Ne întâlnim în Galileea. Unde am început? De unde v-am luat pe mulți dintre voi? De acolo, din Ținutul ăla, care iară, n-are mare importanță prin comparație cu Ierusalim. Acolo vreau să vin să mă arăt vouă, să mă vedeți în gloria mea și apoi să mergeți. Da? Ne prinde în mișcarea Lui, ne pune în mișcare. Și ele au plecat repede de la mormânt. Ultimul lucru și cu asta închei. De la versetul 9 la versetul 10 acum are loc are loc întâlnirea asta miraculoasă, întâlnirea asta minunată, întâlnirea asta care e pentru fiecare care vine la Hristos, înțelege nevoia care o are după Hristos și îl îmbrățișează pe Hristos, spune, da, 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 tu ești, tu ești salvatorul, eu nu pot să-mi salvez viața singur, nu pot să-mi o repar, nu pot, să -mi o, nu pot să fac să conteze pe pământ. Dacă ajungi în punctul acesta și înțelegi cât de mult ai nevoie de Hristos și înțelegi că tocmai pentru aceasta a venit, ascultați cum le spune, bucu, rați-vă, iubesc cuvântul ăsta. Iubesc cuvântul ăsta, este Cairate! Știți de unde vine? Rădăcina lui e Cairos! E, e Har! Și e bucuria Harului! Și el cu asta le salută! Cu asta le salută! Bucurați-vă! De ce și cum știm? O, oh, că acest, aceste cuvinte au eco în inima tuturor celor care vin și se predau lui Hristos! Pentru că cel care a fost dușmanul lui Hristos și îl persecuta pe Hristos și biserica lui, unul Pavel, unul Saul din Tars. După ce a avut și el o întâlnire cu Hristosul înviat, El este cel care schimbă direcția. Acum El îi schimbă direcția, Hristosul înviat îi schimbă direcția, dar îi dă mesajul său, așa cum ni-l dă și nouă. Și spune: Du-te și spune. Du-te și spune, du-te și spune la neamuri că s-a deschis calea de acces, că mormântul este gol, iar mântuitorul este viu. Du-te și spune că Dumnezeu își strânge închinători, își strânge un popor și el se duce și tot restul vieții lui Pavel și-l dă Domnului Isus. Și din închisoare scrie, bucurați-vă! Iarăși zic, bucurați-vă! Cairate! Este harul bucuriei care vine din întâlnirea cu Hristos ne dă mesajul său. Ne dă și ne dă într-un mod personal. Ați auzit și azi dimineață? Cum a chemat pe Maria. ne l dă, că el ne cunoaște. Și pentru fiecare dintre noi este loc în împărăția lui. Ca să ducem mesajul, să fim mărturia învierii lui. Și să trăim viața cu energia învierii noi. Toți avem lucruri care atunci când ne gândim la ele ne descalifică, nu? Toți avem lucruri de care ne este teamă. Observați că și aceste femei aveau cu frică, aveau, aveau încă teamă în ele. Teama nu iasă din noi dintr-o dată, deși sunt aceste momente care le avem de întâlnire cu Dumnezeu în care parcă teama nu mai are loc. Ce rămâne este doar o teamă sfântă de El, care e legată cu dragoste de El. Dar sunt și zile grele, urmează și descurajări și dezamăgiri, uneori chiar între noi, și atunci vine teama iară peste noi. Vine frica, vine, încearcă întunericul. Și Dumnezeu și-a timp cu noi toată viața noastră ca să scoată frica din noi cu dragostea Lui. Pentru că dragostea Lui perfectă alungă frica, teama. Și trăim ca oamenii ai învierii. oameni ai învierii. El le spune, bucurați-vă, ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat, vedem aici. Ce se întâmplă când te întâlnești cu Hristos? Te cază picioarele lui și să știu, atât de mulți ați avut astfel de experiențe și astfel de momente. Dar observați că Dumnezeu are și lucrează cu noi și le îmbină. Momentele în care suntem plecați la picioarele Lui, și momentele în care suntem angrenați, împuterniciți să mergem. Momentele alea pentru mers și pentru lucru sunt legate de momentele de închinare, de plecare, de plecăciune înaintea Lui. Sunt îmbinate, lucrează mână în mână. Și avem nevoie și de unele și de altele. Nu putem să stăm tot timpul plecați și nu putem să fim tot timpul ocupați. Pentru Domnul. Trebuie să fie legate, îmbinate. Iar mesajul, mesajul este, nu vă, nu vă temeți. Veniți să mă vedeți. Veniți să mă cunoașteți. Veniți să vedeți forța învierii. Nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă, mă vor vedea. Fratele Dorin deja a atins lucrul acesta de dimineață și cred că de seară, sub călăuzirea Domnului, va vorbi mai mult despre momentul acesta și exact cuvintele Domnului Isus. Dar observați în asta, puterea învierii care se manifestă în iertare. Ia, sunt frații mei, Domnul e gata să le ierte abandonul. Ia, și ce le spune bărbaților ăsta, ce le dă bărbaților ăsta? Curaj, curaj. Vine înapoi la voi acasă, de unde am plecat, de acolo din Galileea. Poate unde. Poate aveți rușine între oamenii în care, în, printre care a străit. Acolo vreau să mă vedeți înviat, să vedeți că tot ceea ce am. despre ce am vorbit, tot ceea ce v-am învățat, e adevărat. Și acum continuă și va continua prin voi. Fraților mei, le spune. Atât de mult m-a impresionat citind din nou pasajul acesta să văd că Dumnezeu nu s-a folosit de îngeri la răspândirea mesajului de înviere. El s-a folosit de îngerul în strategic ca să aducă ucenicilor lui, fraților lui, surorilor lui, celor care sunt parte din poporul lui, dar cu ingredințează mesajul de răspândire? Slujitorilor cerești? Biserici. Celor ce urmează. Ce rol înalt, ce onoare, ce privilegiu. Să ducem acest mesaj, să-l trăim. Și manifestă iertare față de ei, și cu asta vă las. Îi numește frați. Îi numește frați. Adică sunt aproape, sunt iubiți, sunt iertați și sunt transformați. El este pârga celor adormiți. Primul dintre mai mulți frați. Viața lui, caracterul lui, acum a noi. Ia nu are nicio șansă. Doamne, ajută-ne să-ți fim biserica biruitoare care se închină înaintea ta și trăiește în puterea învierii.